Bună ziua și bine ați venit în pepinierele Fundule. Numele meu este Achim Gabriel, de specialitate inginer agronom. Astăzi mi-am propus să vă arăt cum se înființează o cultură de mur și mai ales cum se montează sistemul de susținere, foarte important pentru mur. Sistemul de susținere la mur poate fi pe șpalier de beton, tablă zincată, fier sau lemn. Distanța dintre șpalieri trebuie să fie de minim 8-9 metri între șpalieri, maxim 10 metri. Cu sistem de susținere de 3 sârme din 60 în 60 de centimetri, respectiv 60, 1,20, 1,80, fiind obligatorie legarea, sau cu 5 sârme împărțite în mod egal până la 1,80 m, nemai fiind nevoie de legare și se va efectua prin palisare. O dată pe aici, o dată pe aici, vom forma o împletitură pentru sistemul de susținere la mur. Foarte important, mur fără susținere nu va rezista, nu va trece peste iarnă, pentru că va rupe drajonii, aceștia fiind culcați la pământ, de zăpadă, de vremurile foarte neprielnice lor. Deci cam așa arată la noi sistemul de susținere și cam așa ar trebui să arate. Cam atât din pepinierele Fundulea, spor la treabă!